înseamnă energetic? Energetic. Ce înseamnă săritură cuantică din 3D în 5D? Nu, stai așa. Ce înseamnă SF? Ce înseamnă senzorial se proiectează? Nu se proiectează concret poarta super deșteaptă și da, să vezi și cine sau camera de filmat. Care, alea toate rămân 3D. Un fel de sistemul funcționează, funcționește, da? 3D, care se dizolvă pe parcurs. Nu se mai upgradează în afară proiecția. Se upgradează omul dinăuntru. Ca și cum trage înapoi 3D ce se dizolvă în om. Da? Și se proiectează doar atât cât îi trebuie să se proiecteze. Nu contează drumul e făcut, nu e făcut. Nu contează ce înseamnă lux pentru tine acum. Să te simți confort, să te simți bine, confortabil. Stai să-ți explic, că imediat ai să prinzi șpil. Să zicem, poarta cu amprentă digitală, cu ochi, cu nu știu ce, gen bancă, știi? Dar poartă simplă afară, că sunt mai multe familii și, da, să nu fie zâza băza în casă, se proiectează energetic cum? Un simplu lacăt care ești pe jumătate ruginit și de-aia se închide cum se închide, mai scârțe, mai nu știu ce, în afară. Nu e sofisticat și ține, că de ieri până azi s-a schimbat traiectoria și nu mai ține nici aia sofisticată, știi? Totul e înăuntru. Dinăuntru dai un pic, dai un pic cum? Nu la proiecție care atâta să țină cât să închidă, de-aia oldie but goldie. Lacătul e lacăt, cheia e cheia, punct. Nu mai merge cu SF și aia senzorial și SF, sunt înăuntru. Cum? Să vedem ultimul care a umblat la asta, amprente și nu, nu. Telepatic, îți vine imaginea, îi vine omului imaginea și înțelege despre ce e vorba. Cine a umblat ultimul? Răspunsurile sunt înăuntru. Asta înseamnă vibrațional 5D, am urcat, am ieșit din sistem. Am ieșit din sistemul 3D, care e doar proiectat afară, din tine în afară, e știi ce. Susții în lumină, se dizolvă cum? Înăuntru. Da? Imaginează-ți un din ăsta, l-ai deschis, o doză de ceva, da? Hai cu mine odată, împreună. Ai deschis și energetic trage în tine tot. Și simți cum trece tot, se încarcă, da? Ce se descarcă din afară, intră în tine. Și energetic, telepatic, vizual, zic cum vrei, omul primește informația. Nu mai trebuie să afle, dar cine a lăsat poarta? Tot la poartă, da, doamna s-a pus pata, da, da. Nu, astea sunt experiențele. Și nu se mai pune problema cine a lăsat sau n-a lăsat. Înțelegi cum stai cu energiile, înțelegi că omul n-are nicio vină sau înțelegi că are o vină cât de cât să fie ghidat, pus la punct și, da, omul poate fi în mintea copiilor când face giumbușlucuri. Că și astea, vârstele date peste cap, e nebunie în lume, nebunie, să știi cum e. Da? Și pui la punct situația, cât de cât. Dom'le, nu mai fă așa că nu primești prăjitură o săptămână. Să nu zicem cookie, ce înseamnă, da, fetele? Ce nu primesc băieții o săptămână? Ok, da? Acolo e și știi unde ești, știi cum ții energiile, fim deștepți, da? Și lămurim lucrurile frumos. Bun!